aștepteți voi să vă cumpărați mașinile jucătorilor. Sincer, mi se pare un lucru super super tare. Bă, sincer, e super super interesant. Te rog, hai să-l prind și pe ăsta. Să vedeți puțin cum este sistemul. What the fuck, ce prost este. Eu sunt Altor Lumea, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Webster2K și în video de astăzi ne aflăm pe un nou server de 5M, mai exact pe Fade România. Este un server super super interesant, o să vedeți dacă rămâneți până la final. Deci aveți toate detaliile de la server în descriere. Mamă, stați așa că s-a dus tastatura. În descriere, cât și Discord-ul băieților, IP-ul și tot ce trebuie. Mă, vezi și fete, cam aceasta este primăria unde ne aflăm noi. Putem observa că avem aici un NPC, mai exact pe Mihăiță șmecherul. O să apăsăm pe F pentru a vorbi cu el. Și aici putem observa că avem noi locațiile joburilor, mai exact jobul de constructor, electrician, fermier, miner și pescar. Sincer să fiu, un video de astăzi o să fac jobul de pescar să văd cum este. Mă, băi și fete, dacă vă place acest video, nu uita să apăsați pe butonul de like și pe subscribe pentru a face cât mai repede 10.000 de abonați. Și neapărat pe clopoțel dacă doriți să fiți primul care vizionează videoclipurile mele. Aici avem noi o identitate nouă, adică pur și simplu buletinul. O să ne punem aici web și 24 de ani și acum am primit un buletin și pe L avem noi inventarul și putem observa că este un inventar super super tare. Nu înțeleg de ce, probabil am făcut eu ceva pe la setări pe acolo și îmi descrie totodată și telefonul, dar oricum inventarul ăsta este super super tare. De aici vă puteți schimba și hainele și tot ce trebuie. Îmi place mult că vă arată și caracterul aici și sincer este un inventar super super frumos, chiar îmi place extrem de mult. Și mă, băi și fete, hai să mergem noi să ne închiriem o mașină de aici din față și să mergem cât mai repede până la un showroom sau la o bancă, vedem noi, ca să ne luăm o mașină. Și putem observa că suntem aici pe o trotinetă. Super, super tare ideea cu trotineta. Îmi da așa un vibe mai modern cu trotineta față de BMX. 87-89, m-am dat și eu o singură dată pe o trotinetă de asta în viața reală și nu o să mă mai dau vreodată. Vă dați și voi seama cum e să vă dați într-o groapă la 70 la oră cu o trotinetă de asta, nu mai zic nimica. Și uite că am ajuns și la showroom și deja văd ceva mai interesant. Un mapping destul de frumușel. Oh shit, cred că am stricat trotineta. O să o lăsăm aici. Mappingul nu este ceva super super wow, adică să fie mapping la această clădire, dar este un mapping destul de clean. Adică sincer mie îmi place super super mult cum este ăsta cu, nu știu, cu vegetația asta. Și aici să vedem de unde ne putem noi cumpăra niște mașini. Venim aici în față la PDMX și o să apăsăm pe pentru a accesa mașinile. Și avem din nou meniul ăsta care pe mine mă sparge. Nu știu, sincer, e cel mai frumos meniu pe care l-am văzut vreodată pe 5M, adică mie sincer îmi place super super mult. Acum nu vreau să vă mint, eu am mai văzut meniul acesta pe unele servere de 5M, dar sincer este unul dintre cele mai frumos meniu și sincer chiar e super super tare, dă un aer așa modern. Și putem observa că avem mașinile gen random, nu sunt pe categorie, adică putem foarte foarte simplu să ne căutăm o mașină. Nu știu, hai să vedem un Ferrari GTC Lusso care costă 25 de milioane de dolari. Ia uite la aici ce frumos este. Avem un Audi Q7 ABT 24 de milioane. Sincer nu știu ce mașină o să-mi iau. Uite, avem un Nissan Nismo GTR care costă 90 de milioane de dolari. Uite, cred că Renault-ul ăsta Twizy la 1 milion este o mașină bună de început. Nu știu exact câți bani o să primiți de început, asta este faza. Uite și Audi-ul ăsta RS7, cred că ăsta să-l cumpărăm, sau nu știu, un Range Rover, vedem noi. Uite, Porsche 911 Turbo S-ul. Nu multe, uite Dacia Logan la 1 milion. Deci cam pe aici se învârte prețul. Eu văd că mașinile sunt destul de bine organizate, adică sunt destul de bine de prețurile, chiar e super super bine. Uite, vedem și motocicletele pe aici. Mazda RX-8 Custom. O să mergem să ne cumpărăm și o mașină și după care o să o tunăm să vedem ce putem să facem din ea. Dar nu știu cum e RX-8 ăsta Custom, nu știu, sună promițător. Mamă, ia uite aici cum sună. Bă, și deja văd handling-ul. Vând handling-ul ăla super super tare, îmi place super mult. Deci nu știu, handling-ul pe mine pe orice server de 5M mă omoară, adică îmi place super super mult. Și cum am spus, m-am jucat pe un server de 5M care are handling-ul acesta. Și nu știu acum mai exact ce mașină o să-mi cumpăr. Probabil o să-mi cumpăr tot o japoneză ceva. Uite, Mitsubishi Evo 6. Uite, arată super super bine. Baru VRX STI. Mamă, ia stați așa că sincer îmi face cu ochii. Și ai atunci să-l cumpărăm ăsta. Nu știu pe ce culoare ne putem selecta și culorile. Nu știu, hai sincer să-l cumpăr pe galben. O să-i dau pe bui și acum l-am cumpărat. Hai să mergem să-l scoatem din garaj. Să vedem cum se conduce și o să mergem să-l și tunăm. Și o să mergem
De fapt, nu, prima dată o să mergem până la bancă. Mamă, ce bine se conduce, îmi place super, super mult că e handicul ăsta realist. O să mergem până la o bancă. Sper să fie o bancă pe aici prin zonă. Sau ia stați așa să ne oprim noi aici pe dreapta și să vedem puțin ce avem noi pe aici. Uite, avem hacker loc, vânzare de pești, magazin ilegal. Mamă, uite aici, probabil ceva haste-uri. Vă dați și voi seama că, Ana, trebuie să le descoperiți dintre voi. Avem aici registrul autoromân, probabil o să mergem pentru prima dată până acolo. Uite, avem și foarte, foarte multe joburi legale. O să mergem până la Reareu ca să ne înmatriculăm mașina, să vedem dacă este bună și după care o să, de fapt, prima dată a trebuit să ne facem noi, cum se cheamă, tuning-ul și apoi, dar o să ne matriculăm așa, județul Bistrița Năsăud, frumos, numere maxim 77, stați așa că am apăsat pe Q din greșeală, Bistrița Năsăud 77, nu știu, să ne punem web așa frumos, gata, și acum am înmatriculat mașina și acum când o să o scoatem din garaj, o să avem numărul custom. O să vă arăt ceva super interesant, dar după ce o să ne modificăm mașina, mai exact avem o cameră de comerț care se află fix aici, adică o să vedeți voi că este super, super interesant, dar hai să ne modificăm mașina pentru prima dată, să mergem mai rapid. Și vreau să vă spun că fiecare mașină în parte este modificabilă, ceea ce este un lucru super, super tare, pentru că fiecare jucător în parte vrea să-și facă mașina pe placul lui, așa că hai să ne facem acest Subaru pe placul nostru. Ok, hai că s-a făcut și seara, mă băieți, până ne-am tunat noi aici Subaru, dar sincer arată super, super bine. Sunt foarte multe chestii modificabile la acest Subaru și din câte am înțeles, la toate mașinile se pot modifica în felul vostru, dar sincer îmi place super, super mult. Am adăugat multe chestii și la interior și da, se pot modifica super, super multe chestii și sincer eu zic arată super, super bine. Nu știu, îmi place super mult Subaru ăsta și în realitate cum este. Așa că hai să mergem noi puțin la camera de comerț să vedem puțin cum funcționează. Ok, hai să ne parcăm noi mașina aici pe trecerea de pietoni și să intrăm înăuntru, aici la clădirea aceasta. Ok, hai să vedem puțin. Apasă pentru a deschide site-ul și avem aici camera de comerț, vehicule premium BMW M8. Ok, hai să vedem la sport ce mașini sunt. Deci, cam acestea sunt mașinile. Avem la 30 de milioane, probabil putem să ne cumpărăm această mașină. SUV-uri nu sunt deocamdată. De exemplu, putem, nu știu, avem și aici profilul nostru, probabil cam câți bani avem noi aici. Ia să zicea că avem mai multe teme, dar sincer arată super bine pe alb. Și da, cam de aici puteți voi să vă cumpărați mașinile jucătorilor. Sincer, mi se pare un lucru super, super tare. Adică nu este pur și simplu doar o aplicație pe telefon, dar probabil puteți să o faceți și pe telefon, dar nu sunt foarte, foarte sigur. De exemplu, o să dăm noi listează un produs, o să dau pe STI VRX8 și o să dau pe nume produs STI VRX08. Eu o să dau valoare produs, nu știu, o să punem așa o sumă random. La poza produsului puteți voi să faceți un screenshot și apoi să apelați din calculatorul vostru direct, clasa produsului, de exemplu să dau la sport și culoare albastru închis, frumos, detalii, aici vă puteți pune tot felul de detalii și produsul dacă este premium. Probabil la produsul premium trebuie voi să faceți neapărat să fie ceva cu puncte premium sau nu știu, foarte, foarte sigur, dar sincer mi se pare super, super tare camera aceasta de comerț cum este și da, din câte văd eu puteți la mâncare, vă puteți cumpăra și băutură și tot felul, doar mașini. Sincer îmi place super, super mult cum este sistemul acesta. Hai să mergem, mă băieți, noi până la locul de pescuit să vedem puțin cum se pescuiește aici în Los Santos, dacă știm să pescuim sau nu. Să vedem dacă este ceva sistem sau pur și simplu te duci într-un checkpoint, sunt chiar foarte curios. Stați așa, mă băieți, că am avut o eroare, să-i zic așa. Am avut aici o problemă și mi-a dat creștit-o calculatorul, așa că am revenit pe server. Suntem aici la pescuit, o să apăsăm pe pentru a pescui. Bă, după o lungă perioadă de timp, să-i zic așa, am reușit să prind și eu doi pești. Adică este foarte greu să menții peștele la căsuță. Te rog, hai să-l prind și pe ăsta, să vedeți puțin cum este sistemul. Mamă, dar nu pot, își bate joc de mine. What the fuck, ce prost sunt, dar măcar l-am prins. Și acum avem 3 pești în inventar și haideți să mergem noi în față pentru a vinde pești. Am văzut acolo un magazin pentru pești, stați așa. Va trebui pentru prima dată să mergem noi să vedem câți pești avem. Avem 4 pești, o să apăsăm pe și o să vindem 4 pești și am primit 880 de dolari pe acești peștișori. Eu zic că este destul de ok, având în vedere că serverul este cu o economie destul de mare, adică na, va trebui să
munciți pentru visul vostru, să-i zic așa. Și mă, băi și fete, dacă tot am fost la pescuit, să-i zic așa, ne-am prăfuit mașina pe acolo, va trebui să mergem la spălătorie, să o facem mai frumoasă, adică, na. Deci, mă, băi și fete, am ajuns cu mașina aici și acum hai să o spălăm un pic și hai să ne spălăm și noi mașina aici frumos, cum trebuie, ca băieții. Bă, sincer, e super, super interesant, ne putem spăla aici mașina super, super rapid. Hai să-l punem înapoi și cam aceasta este mașina noastră spălată. Ia uite aici ce ne-a spălat, mă, mașina noastră, pentru că va trebui noi să mergem la un drum puțin mai lung cu ea. O să mergem pentru prima dată până la primărie, ca să ne luăm jobul de miner. Sunt chiar foarte curios să văd cum este și jobul de miner pe acest server. Așa că hai să mergem până la primărie ca să ne dăm demisia de la jobul actual și să ne luăm jobul de miner. Frumos, venim înapoi la Mihaița șmecherul, locațiile joburilor și hai să mergem la miner. Uite aici frumos ne-a setat o locație, uite fix aici, așa că hai să mergem cât mai repede să vedem cum este jobul. Ok, am ajuns aici la locația de miner, o să apăsăm pe tasta pentru a începe munca și acum hai să mergem la checkpoint-ul acesta să vedem cum este jobul de miner. Ok, avem aici un minereu, hai să apăsăm pe el, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am minat aici frumos și acum s-a pus un alt checkpoint fix aici, ca să facem aici încă câteva minereuri frumos. Și după care puteți voi pur și simplu să vă duceți înapoi de unde ați început munca, să vindeți minereurile sau piatra, cum doriți voi. A, uite aici frumos. Și acum am apăsat pe tasta E pentru a opri munca și am primit bănuții. Deci, mă, băi și fete, cam acesta a fost serverul Paid România Roleplay. Aveți toate detaliile la server în descriere, cât și Discord-ul băieților. Numele meu a fost Webster2K. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi, mie mi-a plăcut super, super tare serverul, deci, mă, băi și fete, numele meu a fost Webster2K, vă salut, pa, pa!